În această vară s-a înregistrat un record al numărului de decese survenite în Spitalul Municipal de Urgență Roman. Conducerea medicală a unității sanitare are și explicații pentru astfel de situații care sunt legate de un fenomen tot mai des întâlnit în societatea noastră. Acesta ține de dorința bolnavilor și a aparținătorilor ca pacientul în stare terminală să-și găsească sfârșitul sub supraveghere medicală. Știți, când facem așa o afirmație că au murit 10 persoane, fără să știm exact... Dar nu au murit 10, săptămâna trecută au fost vreo 30 decese. Deci asta nu le putem spune în car că au murit. Au murit, că au venit moartea. Așa cum a precizat și domnul primar, știți că există o vorbă printre noi, medicii la spital, ca o tendință a societății de astăzi, pacientul în fază terminală nu mai vrea să mai moară acasă, sau cel puțin familia pacientului în fază terminală nu mai dorește ca pacientul să moară acasă. Să știți că acesta este un fapt social care este întâlnit în mod concret. Sunt pacienți cu boli oncologice, nu neapărat, boli cardiovasculare care nu-și urmează tratamentul. Cele mai dese cauze ale acestor decese se găsesc la pacienții care ajung în centrul primire urgență cu stopuri cardiovasculare sau boli oncologice intrate în metastază. Din această cauză există și timp de așteptare mai mari la ceilalți pacienți. Pacienți gravi și în momentul în care ajunge în CPU cu ambulanța în stare gravă, în stop cardiorespirator, vă dați seama, durează foarte mult, iar dacă mai intră în stop și 45 de minute, durează resuscitarea. Păi atunci, acei pacienți care așteaptă, normal că se prelungește și mai mult timpul de așteptare. Iar dacă pomeniți de 10 morți într-un weekend, vă dați seama cât au așteptat ceilalți pacienți pentru a putea intra la consultul în centru de primiri urgențe. La sfârșit de săptămână, în centrul primiri urgențe există aprobată de către Ministerul Sănătății pentru centrele de primiri urgențe doar o singură gardă. În unitățile de primiri urgențe din spitalele județene există o cazuistică relativ apropiată cele de la spitalele municipale, rezolvată însă cu un număr asemănător de medici și cadre medicale. Fiind blocați asistenții și medicul, că în sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale este doar un singur medic de gardă, nu sunt doi medici. Și atunci de aici se prelungește timpul de așteptare, de aici nemulțumirea celor care așteaptă. Dar să spunem că este un medic de gardă pentru că doi nici nu putem face, pentru că ăsta e sistem, că cineva poate zice că domnule, dar faceți doi, nu poți să faci. Noi suntem centru de primiri urgențe, nu suntem UPU, da? Dacă domnul primar a prezentat că la Piatra Neamț pe 50.000 de cazuri sunt 38 de asistenți, iar noi la Roman pe 40.000 de cazuri sunt 20 de asistenți. Sunt 20 de asistenți pentru că așa ne obligă ordinul 1706, după care funcționează centrul de primiri urgențe. Noi dacă facem modificarea de structură, facem în statut de funcții, noi facem pe posturile aprobate de minister. Conducerea Spitalului de Urgență din Roman apreciază că o parte din cazurile soldate cu decesul pacienților sunt aduse la unitatea sanitară după ce decesul s-a produs în ambulanță sau mașina cu care persoana decedată a fost transportată la spital.